de Alexandru Pop. Vă spuneam, acest stil la care echipele din România nu se pot adapta. Cu pressing, cu o condiție fizică excepțională și este penalti pentru Oțelul Galați pe care îl dictează Radu Petrescu. Să așteptăm, pentru că este un arbitru care dă decizii uluitoare aproape etapă de etapă și totuși continuă să fie delegat până la nivelul Ligii Campionilor. Și cei din Liga Campionilor s-au plâns de el. A fost ultima oară. Să vedem această fază însă. Ieri am plinit 41 de ani Radu Petrescu. Nu mi se pare niciun fel de penalti. Se ferește cât poate acolo Marcelo Freitas. Vă spuneam, și cei de la PSV Eindhoven au fost nemulțumiți de Radu Petrescu la meciul din Champions League pe care l-a condus cel dintre Lens și PSV Eindhoven. Oțelul a ratat în meciul tur un penalti prin Cisotti. S-a terminat atunci 1-1. Au înscris cei doi Pop. Alexandru Pop pentru Gălățeni, respectiv Rareș Pop pentru UTA. Iuri Cisotti, italianul venit din Malta, se pregătește să execute. După părerea mea, un penalti dictat extrem de ușor. Se aude fluierul. Cisotti impecabil de această dată și Oțelul deschide scorul după doar 2 minute și jumătate. Este un meci încă o dată extrem de important pentru pe Dorinel Munteanu, care a fost campion cu Oțelul ca antrenor, evident, în 2011. Are 55 de ani. Vă spuneam, este un meci extrem de important pentru că ambele echipe sunt la fel de aproape de retrogradare ca și de play-off. 18 puncte pentru UTA, 17 pentru Oțelul. Primul loc de play-off, cel ocupat de Petrolul, este cu 22 de puncte. Deci UTA dacă bate face 21, Oțelul dacă bate face 20. 1-0, Oțelul merită să deschide scorul pentru modul în care